Mă bucur să vă invit din nou la Academia de Ayurveda, seria noastră de emisiuni pe care o realizăm împreună cu doamna dr. Carla Fabian, medic specialist în apifitoterapie și Ayurveda. Seria noastră de emisiuni Academia de Ayurveda este realizată cu sprijinul Ayurmed, companie care distribuie și promovează în România remediile ayurvedice, suplimentele alimentare realizate după principii ayurvedice. Ținând cont că de foarte multe ori ne confruntăm cu răceli, cu gripe, cu dureri în gât, ne-am gândit să vorbim astăzi despre siropul de tuse de la Ayurmed. Prin ce se diferențiază acest sirop de alte siropuri de tuse? Siropul de tuse din portofoliul Ayurmed se diferențiază de celelalte produse care există pe piață prin faptul că are atât rol preventiv pentru aceste afecțiuni respiratorii, cât și rol curativ. Deci este un produs 2 în 1, ca să spunem așa, adică este și pentru prevenție și pentru tratament. Dar bineînțeles, este foarte util să facem această prevenție încă de la primele simptome sau de la primele semne, primele indicii pe care noi le avem că urmează să trecem printr-o răceală, pentru că fiecare, dacă suntem atenți la corpul nostru, putem să le sesizăm și nu trebuie să așteptăm neapărat să se instaleze o tuse. Noi, dacă luăm acest sirop din timp, putem să prevenim instalarea ei și în același timp să reducem foarte mult și toată inflamația din zona căilor respiratorii care însoțește de obicei aceste răceli. Un alt aspect particular al acestui produs este faptul că plantele din compoziția lui sunt din fitoterapia indiană, dar chiar și așa ele sunt foarte potrivite și pentru noi cei care locuim în alt areal geografic, pentru că sunt plante cu acțiune specifică pe sistemul respirator și care au o eficiență foarte mare. Așadar, este un sirop realizat din plante medicinale indiene. Da. Care au un nume ciudat pentru noi europenii, dar ne ajută atât în prevenție, cât și în tratamentul acestor afecțiuni de sezon. Da, așa este, pentru că în momentul în care noi nu facem această prevenție și ajungem să dezvoltăm niște simptome, este mult, mult mai greu. Adică durata tratamentului va fi mai lungă și atunci, de la primul semn de durere în gât, ușoară răgușeală sau ușor catar nazal, lucruri de genul acesta, trebuie să începem să luăm acest sirop. Iar în cazul în care nu l-am avut la dispoziție la timp și am început să tușim, este important să înțelegem că acest sirop se potrivește la orice tip de tuse și în orice fază s-ar afla ea. Chiar dacă este tusea uscată inițială, chiar dacă este tusea productivă, acest sirop este la fel de eficient. Se știe că prevenția este mult mai ușor de realizat și cu un cost mult mai mic pentru noi și din punct de vedere al sănătății și din punct de vedere financiar. Pentru că dacă noi începem să luăm tratamentul în scop preventiv, o să dureze mult mai puțin decât în momentul în care boala este instalată și trebuie să fac tratament o săptămână, două, trei. În schimb, dacă îl iau în scop preventiv, este suficient ca din câteva doze de sirop eu să pot să întorc, să spunem, procesul care se pregătea să înceapă. Dar dacă luăm acest sirop preventiv sau îl luăm chiar de la primele simptome și facem asta destul de des, pentru că nu vrem să ajungem să ne confruntăm cu răceli, cu gripe, cu dureri în gât, nu ajungem la dependență? Ingredientele acestui produs sunt pur naturale și ele nu pot să genereze dependență. După ce noi nu mai avem simptome, nu mai simțim nevoia să luăm acest sirop, deci nu există riscul de dependență. Și adresabilitatea? Adresabilitatea lui este la orice, aș îndrăzni să spun la orice vârstă, dar totuși pentru siguranță, deci de la copii, începând de la 2-3 ani, poate fi administrat la orice vârstă, inclusiv la vârstnici. Un alt avantaj al acestui produs este faptul că el este disponibil și în varianta fără zahăr pentru persoanele care suferă de diabet sau chiar pentru persoanele care și-au propus să nu mai mănânce zahăr, care este un trend extrem de sănătos și actual, și atunci pentru aceste persoane există varianta fără zahăr, care este la fel de eficientă ca și varianta cu zahăr. Și varianta fără zahăr, cum este la gust?
Este foarte bună la gust. Tot dulce sau... Da, 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 bineînțeles, bineînțeles. Există un îndulcitor natural, dar care să nu aibă indice glicemic. Problema cu produsele cu zahăr și fără zahăr este acest indice glicemic care poate să creeze probleme. La persoanele cu diabet, pentru faptul că le poate complica suferința de bază și sunt nevoiți să își mărească doza de tratament pentru suferința lor de bază, cei care, de exemplu, nu au o problemă cu această situație pot să consume varianta cu zahăr pentru că nu are un conținut foarte mare de zahăr, 1, și este vorba de un zahăr de trestie nerafinat care este în compoziția produsului. Adică și cel care este cu zahăr este în regulă pentru cei care nu au trecut la un regim atât de dur fără zahăr deloc. Exact. Dar ambele au un gust plăcut. Da, 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 bineînțeles, amândouă au un gust plăcut. Bineînțeles, un gust plăcut din punct de vedere al tolerabilității, dar există foarte clar gustul principiilor, gustul plantelor, care trebuie să-și facă efectul, că de asta luăm siropul, nu luăm doar ca să ne simțim bine. Întrebam totuși de gust, pentru că știu că după ce luăm sirop de tuse, este indicat să nu bem și să nu mâncăm o anumită perioadă de timp ca să rămână acel sirop și să-și facă efectul acolo local. Da, așa este, dar este un gust care nu este foarte persistent și nu este rău. Este un gust care poate fi tolerat fără niciun fel de problemă. Și concret, cum se ia acest sirop de tuse? În momentul în care vrem să facem prevenție, putem să luăm mai multe lingurițe pe zi, special ca să nu lăsăm să se instaleze tot cortegiul de simptome specifice afecțiunii pe care noi o prevenim, adică de la primul semn de răceală, de durere în gât, dacă încep să iau aceste lingurițe de sirop, 3-4 lingurițe, poate chiar mai mult de sirop într-o zi, noi reușim într-o zi să stopăm acest proces. Dacă deja s-a instalat tusea, tot așa este bine să luăm ori de câte ori avem nevoie, cu cât luăm mai frecvent, cu atât tusea dispare mai repede. Bineînțeles că ar fi bine să luăm, dacă se poate, în pauzele dintre episoadele în care ne alimentăm, deci între mese, cum ar veni, da? Și ar fi bine să evităm să bem apă imediat după ce am luat acest sirop, special ca el să poată să-și facă efectul mai bine la nivelul gâtului. Da, dar cred că nici nu ar trebui să exagerăm. Da. Maxim, câte lingurițe am putea să luăm 5-6 lingurițe pe zi putem să luăm fără niciun fel de problemă. Așadar, o asemenea sticluță ne-ar ajunge 2-3 zile? Exact. Dacă luăm mai puțin, ne ajunge 3 zile. Dacă luăm un pic mai des, 2 zile. Așadar, am înțeles. Prevenția este extrem de importantă și să luăm măsuri încă de la primele simptome. Dar bineînțeles, pe lângă faptul că putem să avem la dispoziție acest sirop, să-l avem la îndemână tot timpul, este foarte important pentru prevenție să aplicăm și alte metode, să ne odihnim, să mai reducem din stres, să avem grijă la alimentație, în special la alimentele cu potențial congestiv în momentul în care începem să răcim, în special lactatele, da? Să nu consumăm alimente și băuturi reci și să avem siropul la îndemână și în felul acesta, sigur, de la primele semne noi putem să combatem o răceală mai gravă. Adică nu este cum se spune, indiferent ce am face, tot 7 zile ne ține. Nu! Dacă ne odihnim, ne trece mai repede. Dacă ne hidratăm corespunzător, ne trece mai repede, nu? Da, odihna este foarte importantă pentru că atunci când noi ne odihnim, corpul nostru își mobilizează mecanismele de regenerare și de vindecare. Dacă noi suntem stresați și nedormiți și tragem de noi cam prea mult, exact. În acel moment, corpul meu face tot efortul ca să se adapteze la acest stres suplimentar și nu își mobilizează energia și resursele pentru vindecare. Așa că atunci când avem un simptom incipient de boală, este chiar un semnal de alarmă din partea organismului nostru că trebuie să o lăsăm un pic mai moale și să ne ocupăm și de noi. Să facem o pauză și ne vom reveni. Absolut. Mulțumim tare mult! Cu mare drag!